Gestul necugetat de a lansa artificii de pe un iaht de lux a dus la producerea unui imens incendiu de vegetație. La bord se aflau mai mulți petrecăreți, cărora nu le-a păsat în ce direcție trag cu articole pirotehnice. La fața locului au venit autoritățile elene, care au surprins iahtul lângă insulă. Culmea e că acest lucru s-ar putea repeta chiar și la noi. Mai exact la restaurantele de lux de pe lângă lacurile Bucureștiului, unde artificiile sunt la ele acasă, chiar și după ora 22, când legea interzice strict acest lucru. O pădure de pin de pe insula Hidra din sud-estul Greciei a ars parțial după ce a luat foc din cauza unor artificii lansate de pe un iaht de lux. Într-o poză luată de paza de coastă Elena, vasul poate fi văzut plutind chiar în apropierea insulei. Potrivit capitanului vasului, la bord avea loc o petrecere, iar unii oameni au tras cu artificii chiar în direcția insulei. Autoritățile elene au precizat că după ce că era singura pădure de pin de pe insulă, ea se mai afla și într-o zonă inaccesibilă, ceea ce a îngreunat intervenția pompierilor. În cele din urmă, incendiul a fost stins de către o brigadă de pompieri voluntari, însă autoritățile insulei au anunțat că îi vor da în judecată pe cei responsabili. Aceștia riscă pedepse grele, mai ales că Grecia și-a înăsprit legislația. Autorii incendiilor pot fi condamnați acum la pedepse de până la 20 de ani de închisoare și o amendă de până la 200.000 de euro. Grecia se confruntă cu alte 10 de incendii de vegetație și în alte locuri. Potrivit autorităților elene, din cauza gradului ridicat de uscăciune, a temperaturilor și a vântului puternic, un incendiu de vegetație izbucnește la fiecare 10 minute.